Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Citesc de data aceasta din Faptele Apostolilor, capitolul 13. Capitolul 13, versetele de la 1 până la 4. Pagina în traducerea Cornilescu este 1071. În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători, Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod și Saul. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru. Amin. Am avut în seara aceasta un cuvânt de învățătură despre viața de familie a apostolului Domnului Ioan. Acum avem un alt cuvânt de învățătură în legătură cu doctrina despre actele de cult. Dacă vă mai aduceți aminte, frați și surori, joia trecută am început să privim în Scriptură cu scopul să învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu despre actele de cult. În primul rând, am făcut clasificarea actelor de cult. Nu am vorbit despre botez, cină și spălarea picioarelor, fiindcă acestea au fost obiectul unei doctrine pe care am studiat-o cu mai mult timp în urmă. Dar am spus câte ceva despre actul de cult al binecuvântării copiilor prin rugăciune, despre actul de cult al cununiei religioase, despre actul de cult al ungerii bolnavilor cu un de lemn în perspectiva vindecării prin credință. Așa se face că dacă nu am vorbit despre primele trei acte de cult, am vorbit despre următoarele trei, deja în seara aceasta am ajuns la actul de cult cu numărul 7. Dacă vă mai aduceți aminte, spuneam că în Biserica Ortodoxă sunt 7 acte de cult, ei le numesc taine, în Biserica Catolică sunt de asemenea 7 acte de cult, ei le numesc sacramente. În Biserica Medievală au fost 8, în Biserica Anglicană 6. Se pare că în Biserica Pentecostală sunt 9 acte de cult. Seara aceasta noi am ajuns la cel cu numărul 7. Vă mai aduc aminte de faptul că sunt doar 2 acte de cult pe care le acceptă toate bisericile creștine: botezul în apă și cina Domnului. Cel de-al treilea este acceptat de o parte a bisericilor creștine, respectiv spălarea picioarelor. Celelalte, cele 3 studiate data trecută, cele 3 pe care le vom studia în seara aceasta, sunt acceptate doar de anumite denominații. Atunci când am vorbit de clasificarea actelor de cult, am spus că sunt câteva criterii de evaluare ale actelor de cult. Unul dintre ele, și cel mai important, este că un act de cult, și acesta este criteriul universal pe care l-au folosit toate bisericile creștine pentru ca să ajungă la cele 2 acte de cult, respectiv botezul și cina, acceptate de toate denominațiunile. Să fie îndeplinit de Domnul Iisus și să fie poruncit de Domnul Iisus. Botezul în apă și cina Domnului au fost și îndeplinite și poruncite de Domnul Iisus Hristos. Sigur, și spălarea picioarelor. În seara aceasta am ajuns la actul de cult al ordinării slujitorilor. Credincioșii maturi care au familii sănătoase, în care se vede chemarea lui Dumnezeu pentru slujire,
și darul lui Dumnezeu trebuie consacrați în slujire la propunerea păstorilor după ce este consultată adunarea credincioșilor. Confirmarea adunării bisericii credincioșilor este importantă pentru că niciun om nu poate sluji unei biserici care nu-l acceptă. Rugăciunea de consacrare a cetei prezbiterilor, aceasta este terminologia biblică în traducerea Cornelescu, ceata prezbiterilor, se face cu punerea mâinilor ca un simbol al delegării autorității, ca un simbol al împuternicirii în slujire. În Noul Testament avem două astfel de cazuri. Unul este cel pe care l-am citit în această seară, însă primul este cel pe care l-am citit data trecută. Data trecută am citit Fapte 6, în seara aceasta am citit Fapte 13. Rugăciune de consacrare a slujitorilor cu punerea mâinilor, Fapte 6:6, i-au adus înainte apostolilor care după ce s-au rugat și-au pus mâinile peste ei. Iată dar că există în Biblie un exemplu de ordinare de diaconi. Așa că atunci când Biserica Domnului procedează la acest act de cult al ordinării diaconilor, avem în Biblie un reper, o învățătură în această direcție. Fapte 13 este o rugăciune de consacrare în misiune. Oamenii aceștia nu atunci au fost puși în lucrare, oamenii aceștia erau deja puși în lucrare, dar li s-a dat o nouă direcție a lucrării în care erau deja. Atunci după ce au postit, s-au rugat și au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Iată de ce spunem noi că atunci când cineva dintre noi pleacă în numele bisericii și organizat de biserică într-o misiune, noi ne punem mâinile peste oamenii aceia, îi invităm biserica să întindă mâinile ca un simbol al cererii de autoritate și de protecție și de împuternicire în slujirea la care oamenii aceștia se duc. Sigur, noi nu avem înălțimea spirituală a apostolilor, nici misiunea în care mergem noi nu are intensitatea misiunii pe care au făcut-o apostolii, dar noi mergem la înălțimea chemării pe care Domnul ne-a făcut-o nouă, însă vrem să mergem sub aceeași autoritate, având aceeași ungere și împuternicire în slujire. De aceea, nu e o îndrăsneală prea mare să dedicăm cu punerea mâinilor și cu rugăciune oamenii care pleacă în misiune sau fac în numele Domnului, din partea bisericii, ca niște exponenți ai bisericii, într-o lucrare organizată de biserică, nu este deloc o îndrăzneală prea mare să se procedeze așa, este biblic. Atunci când vorbim despre ordinare de slujitori, vorbim despre multe lucruri. Domnul Iisus Hristos spune că biserica este condusă prin slujire și este slujită prin conducere. În învățătura Mântuitorului Iisus Hristos, conducerea se amestecă cu slujirea și slujirea se amestecă cu conducerea. Și principiul care derivă din acest amestec este următorul. Niciunui om nu îi se poate da o responsabilitate în biserică fără să îi se dea autoritate la nivelul responsabilității care i s-a dat. Și niciunui om căruia i s-a dat autoritate nu poate să nu îi se ceară socoteală să fie responsabil de nivelul de autoritate care i-a fost dat. Adică, nu putem să împuternicim pe cineva într-o slujire fără ca să ne uităm la omul acela să facă misiunea pentru care a fost împuternicit. Dar nici nu putem pune pe cineva să facă un oficiu fără ca să-i dăm omului aceluia nivelul slujbei la care l-am expus. Autoritatea cu responsabilitatea. Tot timpul sunt gemene și merg mână în mână. Un om nu poate avea autoritate decât în momentul în care devine responsabil de o slujire. Și nici nu poate să devină responsabil de o slujire dacă nu i s-a dat autoritatea. Ce ați zice dumneavoastră
Dacă aici, noi, în timp ce stăm pe scaun, cineva ar fugi din biserică să vină la amvon și să înceapă să predice. Dacă nu i s-a dat autoritatea necesară. Atunci când vorbim despre ordinare de slujitor și despre conducere, despre slujire prin conducere și despre conducere prin slujire, acesta fiind principiul Domnului, așa cum a fost și textul de la cuvântul de învățătură despre Ioan, observăm că, în general, Biserica lui Dumnezeu este comparată cu o turmă de oi, iar oamenii care conduc Biserica lui Dumnezeu, inspirați de Duhul lui Dumnezeu și chemați de Dumnezeu, sunt comparați cu ciobanii, cu păstorii care îngrijesc turma de oi. O turmă de oi este, privind în Ezechiel, în Ieremia, în Isaia, în Vechiul Testament în general, unde Domnul vorbește împotriva păstorilor duhovnicești ai lui Israel, o turmă de oi este expusă la două categorii de pericole. În aparență, unul e mai mare, în adevăr, celălalt, care pare mai mic, e mai mare. Primul este înfometarea și lipsa de hrană. Acesta pare să fie cel mai mare pericol pentru o turmă de oi. Dacă luăm exemplul acesta al înfometării turmei, al lipsei de hrănire consecventă și bogată în vitamine, în minerale, adică în ceea ce trebuie să existe hrana pentru o oaie, noi credem că lucrul acesta este cel mai important, dar Domnul în Vechiul Testament, mai mult decât lipsa de hrană pentru turmă, acuză lipsa de protecție pentru turmă. Rar veți vedea o oaie moartă de foame, însă des veți vedea o oaie mâncată de lup. În general, orice cioban, orice păstor știe că pierderile într-o turmă mare de oi care este dusă la munte este mai mare pentru că sunt atacate de fiarele sălbatice și sfâșiate decât că sunt înfometate și mor de foame. Rar mor oile că sunt nemâncate. În general, oile mor fiindcă sunt sfâșiate de animale sălbatice. În concluzie, prima responsabilitate a oamenilor ordinați în perspectiva slujirii, în perspectiva conducerii, este hrănirea. Aceasta pare mai importantă decât supravegherea, decât protecția, dar în adevăr, protecția este mai importantă decât hrănirea. Pentru că mai puțin rău face lipsa unei hrane foarte, foarte abundente și bine așezată decât o erezie care este adusă de la amvon. Aia ucide. Toate dezbinările care se fac în biserici, începând din România și mergând în emigrație, America sau în oricare altă țară, marile dezbinări nu sunt datorită lipsei de hrană, ci sunt datorită lipsei de protecție. Și asta doar pentru că liderii bisericești nu au autoritatea să oprească astfel de mesaje care aduc doctrine greșite, pentru că vor să pară în fața adunării că ei dau libertatea Duhului, biserica să-i aprecieze și să nu se pună rău cu frații și să treacă drept niște oameni duri cu lucrarea lui Dumnezeu. Frați și surori, citiți vă rog în Ezechiel, citiți vă rog în 1 Petru, citiți în Ieremia, în Isaia și veți constata că Domnul, mai ales în Vechiul Testament, spune: mă războiesc cu păstorii duhovnicești ai lui Israel. Și enumeră cele două lucruri pe care vi le-am spus puțin mai devreme. Oamenii care sunt, noi toți trebuie să slujim, dar oamenii care sunt consacrați, sunt dedicați în slujire prin ordinare, oamenii aceștia au o responsabilitate specială datorită chemării lor în lucrare. Încă un lucru pe care vreau să-l mai spun și probabil că unii dintre dumneavoastră îl veți spune la inimă,
este faptul că atribuțiile unui membru într-o biserică, unui slujitor într-o biserică, atribuțiile lui sunt în funcție de abilitățile lui. Dar poziția lui în biserică este în funcție de influența lui. Între influența pe care o are un om în biserică și între abilitățile pe care le are un om în biserică este atâta diferență cât este între poziția unui om și atribuțiile lui. Cu alte cuvinte, nu înseamnă că orice om care are abilitatea să facă ceva în biserică trebuie să primească poziția, o anumită poziție în biserica aceea. Vă dau un exemplu practic, ca să nu fiu foarte filozofic. Dacă cineva predică bine, dacă cineva cântă bine, dacă cineva administrează bine, dacă are o abilitate, o abilitate de excepție, noi vrem să-i dăm poziția de membru în comitet. Puteți să acceptați că este greșit? Pentru că în comitetul bisericii nu trebuie neapărat să intre doar oameni cu abilități, ci trebuie să intre oameni cu influență. Pentru că conducerea nu se face doar cu abilități. Conducerea înseamnă influență. Degeaba pui pe un om într-o anumită poziție dacă omul acela nu are influență. Conducerea înseamnă influență și influența înseamnă conducere. Noi tot timpul suntem tentați să încurcăm abilitatea cu poziția. Și oricine are o abilitate, noi vrem neapărat să-i dăm o poziție, uitând că un om care are o poziție trebuie să aibă influență. Dacă nu are influență, abilitatea nu-i ajunge. Pentru o abilitate, omul trebuie să primească o atribuție. Atât, nu o poziție. Pentru poziție, ca să primească o poziție, omul acela trebuie să fie influent. Dacă nu este influent, îl punem acolo degeaba. Pentru că și cu el, și fără el, lucrurile merg la fel. Aș vrea să trecem la următorul act de cult, pentru că scopul nostru nu este să dezvoltăm unul dintre actele de cult așa de mult încât să intrăm în amănunt, însă lucrurile care le-am spus socotesc că fac parte din înțelegerea fundamentală, elementară a unui membru al bisericii atunci când este pus în situația să voteze anumite poziții de autoritate în biserică sau ordinarea unui om în biserică. Este foarte important atunci când votăm să înțelegem că un vot poate să facă diferența între trece sau cade. Următorul act de cult este actul de cult al punerii mâinilor. Epistola către evrei conține o învățătură despre punerea mâinilor în capitolul 6, versetele 1 și 2. De aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței, de faptele moarte, a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, învățătura despre punerea mâinilor. Punerea mâinilor este o învățătură. Este o învățătură ca oricare altă învățătură din Biblie. Că ea este dezvoltată sau nu este dezvoltată într-o anumită biserică locală, aia exprimă prioritățile învățătorilor bisericii, exprimă agenda lor, exprimă convingerile lor și sigur și practica lor. Dar în Biblie punerea mâinilor este o învățătură. Practica punerii mâinilor în contextul rugăciunii este cunoscută încă din vechime ca un simbol al binecuvântării, dar și ca un simbol al împuternicirii. Priviți, vă rog, Genesa, capitolul 48, versetul 18. Cu prilejul rugăciunii de binecuvântare se practică punerea mâinilor. Și Iosif a zis, nu așa, tată, că acela este întâi născut, puneți mâna dreaptă pe capul lui. Observați că patriarhii pe care noi îi dăm exemple, patriarhii aceștia au folosit punerea mâinilor
în contextul rugăciunii ca un simbol. Aduceți-vă aminte, frați și surori, că actele de cult pe undeva mărturisesc despre harul lui Dumnezeu fiind un semn exterior, vizibil, care proclamă o făgăduință sau o binecuvântare invizibilă. Actul de cult este pe undeva un simbol vizibil care ascunde ceva invizibil, duhovnicesc. E bine, patriarhii aceștia nu aveau ei în mâinile lor autoritate divină, dar ei făceau lucrul acesta prin credință și gestul lor avea o însemnătate spirituală. Punerea mâinilor este un simbol. Asta nu înseamnă neapărat că dacă un pastor, un slujitor sau un părinte, un bătrân al adunării își pune mâinile peste cineva, în mâinile lui există nu știu ce. Zice, nu-i mai da copilul să se roage locutare, să se roage celălalt, că ăla binecuvintează bine. Vă puteți da seama? Păi cine binecuvintează aici? Domnul sau cine? Vă puteți da seama unde ajung oamenii cu gândirea, câtă fire? Dar numai în cape. Punerea mâinilor nu înseamnă că în mâinile mele există ceva special și îmi pun mâinile peste Marian și acum din grozavul de Luigi Mițoi nu știu ce se scurge. Nu, fraților, este un simbol, este un simbol care prin credință proclamă, delegă, împuternicește, binecuvintează. E doar un simbol. Foarte probabil că același lucru s-ar întâmpla și fără, dar gestul acesta are însemnătatea lui, patriarhii l-au folosit. Ei și-au binecuvântat copiii, ei și-au pus mâinile peste copiii lor. Au greșit oamenii aceia? Sigur că nu. Marcu 10:16. Apoi a luat în brațe, i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Este vorba de Domnul Iisus care s-a rugat peste copilași și a adus de părinții lor. Și a pus mâinile peste ei și s-a rugat. Este acest gest care are simbolul împuternicirii și binecuvântării. El trebuie făcut în contextul rugăciunii. Iertați-mă dacă cineva nu crede ce se roagă, nu se roagă înfocat, nu se roagă cu autoritate, nici nu are nevoie de o anumită gestică. Dar atunci când ai convingerea, când te rogi prin credință, când ești împuternicit să faci asta, cum să nu o faci? N-are nicio importanță ce zice cineva care gândește firește și judecă și critică. Scopul nu-i show-ul. Scopul este unul spiritual. Nu doar cu prilejul rugăciunii de binecuvântare, ci cu prilejul trimiterii în pustia țapului pentru Azazel, Levitic, capitolul 16, versetul 21. Aron să-și pună mâinile peste capul țapului celui viu și aduceți-vă aminte de obiceiul acela din Israel. Ce semnificație avea asta? Era simbolul unui transfer. Cu prilejul rugăciunii pentru vindecare. El își punea mâinile peste fiecare din ei și îi vindeca. Luca, capitolul 4, versetul 41. Domnul Iisus Hristos își punea mâinile peste bolnavi și bolnavii se vindecau. Nu este bine să facem și noi cum a făcut Domnul Iisus, dacă nu pe Domnul Iisus îl urmăm, atunci pe cine? Dacă nu pe El îl folosim exemplu, atunci pe cine să folosim exemplu? Pe Buddha? Pe Mahomed? N-a făcut Iisus așa. Nu spune El călcați pe urmele mele. Și cu prilejul rugăciunii de consacrare în lucrare. Versetul 4 din textul pe care l-am citit în această seară, atunci după ce au postit, s-au rugat și au pus mâinile peste ei și au lăsat să plece. Iată dar punerea mâinilor din nou. Punerea mâinilor e o învățătură, frați și surori. Învățătura aceasta sigur că se manifestă practic. Că noi o folosim pentru că așa pastorul din biserica în care am crescut noi a crezut în asta. Sau noi nu o folosim pentru că pastorul din biserica în care am crescut n-a folosit-o. Și dacă el nu ne-a învățat despre ea, nici nu ne-am învățat despre ea și credem că nu-i bună. Asta e cu totul altă problemă. Asta arată subiectivismul nostru și creșterea noastră parțială.
cu prilejul rugăciunii pentru primirea botezului cu Duhul Sfânt. Atunci Petru și Ioan și-au pus mâinile peste ei și aceștia au primit Duhul Sfânt. Există dintre cele 5 exemple ale cărții Faptele Apostolilor de botez cu Duhul Sfânt, două evenimente dintre aceste cinci folosesc practica punerii mâinilor. De ce? De ce și-au pus apostolii mâinile? Așa au vrut ei. Era un moft al lor. Au vrut să se dea mari. Au vrut să iasă în evidență, să-i vadă lumea. Ne putem permite să vorbim așa despre apostol? Sigur că nu. Nu este normal să-L urmăm pe Iisus? Ba da. Nu e normal să imităm pe apostol? Ba da. Nu-i credința noastră apostolică? Ba da. Și atunci? Practica noastră bisericească nu trebuie să fie hotărâtă de păstor, frați și surori. Limitele doctrinei unei biserici nu trebuie să fie hotărâtă de limitele înțelegerii unui păstor. Că dacă așa este, vai de noi. Aceasta hotărăște care trebuie să fie învățătura, nu un om. Că un om poate fi mai cultivat, mai educat, mai citit sau mai limitat în funcție de mulți factori. Nimeni nu are dreptul să limiteze direcția spre împărăție a unui popor, mai mic sau mai mare la număr. Ultimul exemplu în legătură cu actul punerii mâinilor este folosit cu prilejul primirii unor daruri duhovnicești. Am să citesc despre ce scrie Pavel lui Timotei în a doua epistolă, în capitolul 1, versetul 6. De aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine, dar care ți-a fost dat prin punerea mâinilor mele. Este o învățătură din Noul Testament. Pavel spune asta punând în evidență o experiență a lui cu Timotei. Spune, tu ai un dar în tine și văd că nu-l înflăcărezi, te încurajez să-l înflăcărezi, că darul acesta ți-a fost dat prin punerea mâinilor. Eu am fost slujitorul de care s-a folosit Dumnezeu atunci. Asta spune Pavel. Frați și surori, biserica evanghelică este caracterizată de sola scriptura, adică învățătura unei biserici evanghelice trebuie să fie scriptura. Limitele doctrinelor unei biserici trebuie să fie coperțile Bibliei. Noi nu avem dreptul să manifestăm atâta mediocritate încât să renunțăm la o doctrină biblică doar pentru faptul că în biserica de unde am venit eu, pastorul n-a încurajat doctrina aceasta. Nu pastorul hotărăște limitele împărăției lui Dumnezeu și nici învățăturile din Scriptură. Este ciudat că un pastor poate să facă asta. Și ciudat este un cuvânt foarte politicos. Un alt act de cult este al nouălea în ordinea pe care am enunțat-o în introducere. El n-a fost folosit de Domnul Iisus, nici nu este conținut în învățătura Domnului Iisus. Este un act de cult practicat în Vechiul Testament, dar într-o clasificare puțin mai indulgentă, mai largă, pe care o folosesc doar unele denominații, respectiv penticostalii, dar nu numai ei. Anumite acte de cult din Vechiul Testament care n-au fost desființate în Noul Testament au rămas și unul dintre ele este actul de cult al consacrării caselor de rugăciune. Casele lui Dumnezeu din istoria omenirii au fost, dacă excludem Edenul, cortul întâlnirii, templu, sinagoga și biserica. Dintre aceste patru, la consacrarea cortului și la consacrarea templului, s-a oficiat un act de cult. Solomon s-a așezat înaintea altarului Domnului în fața întregii adunări a lui Israel și a întins mâinile și a zis, Doamne Dumnezeul lui Israel, nu este Dumnezeu ca tine în ceruri și pe pământ, tu ții legământul și îndurarea ta față de robii tăi care umblă înaintea ta cu toată inima lor. Ochii tăi să fie zi și noapte deschiși peste casa aceasta,
peste locul despre care ai zis că acolo va fi chemat numele tău. Ascultă rugăciunea pe care o face robul tău în locul acesta. Ascultă cererea robului tău și cererea poporului tău Israel. Când se va ruga în locul acesta, ascultă din locul locuinței tale din ceruri, ascultă și iartă. Acum, Doamne Dumnezeule, scoală-te. Vino la locul tău de odihnă, tu și chivotul măreției tale, preoții tăi, Doamne Dumnezeule, să fie îmbrăcați cu mântuirea ta și preaiubiții tăi să se bucure de fericire. E textul din 2 Cronici, un text arhicunoscut. El se citește la consacrarea caselor de rugăciune. Acesta este un act de cult. Nu toate denominațiunile creștine îl practică, dar unele îl practică. Vreau să vă întreb, casa aceasta de rugăciune a fost dedicată Domnului? A existat un act de cult al consacrării acestei clădiri? Asta putea să fie o discotecă, putea să fie un restaurant, putea să fie un loc de business, dar Biserica lui Dumnezeu care a construit clădirea aceasta a spus, noi construim această clădire pentru închinare. De aceea vrem să o dedicăm în exclusivitate doar pentru închinare. Vrem să fie doar o casă de rugăciune. Nu se mai face nimic în ea. Să fie doar o casă de rugăciune. Și atunci Biserica Domnului a pus mulți bani și multă muncă și a făcut frumusețea asta de sanctuar. Iar atunci când s-a încheiat, el a fost dedicat într-o mare sărbătoare, într-o mare ceremonie. Ei, dedicarea aceea s-a numit actul de cult al consacrării acestui sanctuar. Și de atunci și până astăzi, el este folosit în exclusivitate pentru închinarea Bisericii Domnului. Asta nu-i biserica! Ăsta e sanctuarul în care se întâlnește biserica. Asta e clădirea bisericii. Și biserica a consacrat, a dedicat acest local, acest sanctuar, pentru închinare. Ei, lucrul acesta a fost folosit în Vechiul Testament și n-a fost desființat în Noul Testament. De aceea, multe denominații creștine folosesc ca și act de cult învățătura și practica aceasta. Sinagoga a fost o excepție pentru că n-a fost dedicată și în Scriptură nu scrie că a fost dedicată ca și templu și n-a fost făcut un act de cult la instaurarea ei, pentru că sinagoga a fost o improvizație a evreilor în perioada lor de emigrație departe de templu. De aceea ei au trebuit să-și construiască ceva, o adunare pe care au numit-o sinagogă. De asemenea, nu există în Biblie o învățătură legată de actul de cult al dedicării bisericii. Probabil că dacă canonul biblic, canon biblic însemnând perioada de timp, dar și cărțile Bibliei care au fost aprobate să devină Biblia, cele 66, dacă canonul biblic s-a fi încheiat cu 20 sau 50 de ani mai târziu, sau 100 de ani mai târziu, și ar fi început să se construiască biserici în Imperiu, dacă ar fi trecut de perioada 300 când Constantin a permis cultului creștin să funcționeze în Imperiu alături de cel păgân, foarte probabil că atunci aveam și o învățătură. Dar în Imperiu, atunci când s-a încheiat canonul biblic, nu era permisă construcția clădirilor de cult pentru biserica creștină. Se întâlneau în ascuns, în păduri, în peșteri, în casele unor credincioși, dar ei riscau să fie pedepsiți uneori, chiar omorâți, martirizați pentru asta. De aceea nici nu se explică cum e un serviciu divin. Cum se cântă, cât se cântă, cât se predică, câte predici sunt, nu se explică. Pentru că de-abia mai târziu în Imperiu s-a dat voie la construcția de adunări și oamenii aceștia au putut să aibă programe oficiale cunoscute, scrise pe perete afară, sub formă de anunț, publicitar. Consacrarea unei clădiri are valoarea consacrării unei persoane. Noi avem în biserică oameni dedicați în slujbă. Tot la fel avem și lucruri dedicate. Ați observat că punem aici pe masa de cină anumite lucruri de care ne servim să împărțim cina. Vă rog să mă credeți că noi cu lucrurile acelea nu mai facem altceva. Nu mai facem absolut nimic. Ele sunt dedicate pentru actul de cult al cinei Domnului. Nu ne ducem să luăm așa niște farfurii din bucătărie, cum ne cade la îndemână, și să venim aici să le folosim.
Dacă n-am avea altceva, n-ar fi nicio problemă că am face asta. Dar noi, din dragoste pentru Dumnezeu și din dragoste pentru convingerile noastre, socotim că trebuie să avem niște unelte speciale puse deoparte pentru actele de cult. Dedicarea unei clădiri este ca și dedicarea unei persoane, în cinstea lui Dumnezeu și pentru slujirea numelui Său. Este un act solemn. Scopul principal al dedicării caselor de rugăciune sau al consacrării caselor de rugăciune este conștientizarea credinciosului cu privire la îndatoririle, dar și la respectul pe care trebuie să îl acorde casei lui Dumnezeu. Nu vi se pare dumneavoastră ciudat că pastorul trebuie să spună unora din biserică să nu mai vorbească? Să vii tu în casa lui Dumnezeu și la ora 9 să spui: Doamne, te rog frumos să vii la noi și să ne binecuvintezi. Și pe la 9 și 5 să uiți că Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea și a venit și să începi să vorbești. Domnul stă lângă tine și se uită la tine cum vorbești cu fratele. Întreb eu, omul acela e conștient că e în casa lui Dumnezeu? Poate ziceți că eu sunt dur dacă spun nu, dar ăsta e adevărul. Când îl chem pe Iisus să vină și să te binecuvinteze, dacă tu crezi că Iisus vine, dacă tu îl respecti pe Iisus, dacă tu știi cine este Iisus, iertați-mă, atunci te dedici Lui și te concentrezi la El și la rezolvarea problemei tale în prezența Lui. Să fie cineva ca să ne constrângă să fim serioși, să fie cineva ca să ne constrângă să cântăm, să fie cineva ca să ne constrângă să ne raportăm la prezența lui Dumnezeu pe care noi am implorat-o în introducerea serviciului divin. Mie mi se pare un paradox, paradoxul paradoxului. Unul dintre rolurile principale ale consacrării unui local de cult este faptul că credinciosul este conștient că atunci când intră aici, una este când mergem în casă la cineva să ne rugăm. Ești în casa cuiva, mâncăm o prăjitură, bem un pahar de suc, poate o cafea, poate un ceai, stăm pe o sofă așa mai întinși, ne scoatem haina, suntem puțin mai relaxați, mai confortabili. Acolo nu este casa de rugăciune, nu e sanctuarul. Și undeva la sfârșit facem și o rugăciune. Eu nu sunt conștient când intru în casa dumneavoastră că am intrat într-un loc dedicat lui Dumnezeu ca și casa lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că locul unde locuim noi nu este protejat și binecuvântat. Nu asta vreau să spun. Vreau numai să spun că locul acesta este consacrat ca o casă de rugăciune. Are valoarea aceasta și orice om când intră aici trebuie să intre ținând cont de faptul că locul ăsta pentru asta este pus la dispoziția oamenilor. Și fiecare asta trebuie să facă aici. Concluzii. Actele de cult practicate de oamenii de cult, adică de pastori, prezbiteri și diaconi. Actele de cult nu sfințesc pe nimeni, însă ele sunt manifestarea harului lui Dumnezeu față de copiii lui Dumnezeu, față de copiii Săi. Actele de cult nu sunt niște ritualuri care trebuie făcute ca o manifestare fizică, dar nu din convingere, nu cu frică de Domnul, nu cu o pregătire a inimii, nu cu o implicare a inimii. Actele de cult nu sunt ritualuri. Niciun act de cult nu e ritual, nici botezul, nici cina, nici spălarea picioarelor. Poate că e momentul acum să vă spun, nu mi se pare duhovnicește, în timp ce ne spălăm picioarele unul altuia, să discutăm despre mașini, despre business. Fraților, dacă spălarea picioarelor e act de cult, atunci când luăm cina Domnului, tot despre lucrurile astea vorbim. Dacă spălarea picioarelor e act de cult, atunci noi trebuie să ne comportăm ca în prezența unui act de cult. Păi glumim, zâmbim, așa, ne comportăm, ne spălăm picioarele, că așa e obiceiul la pentecostal. Mă, frate, ăsta nu e obicei. Poate că par prea exigent, dar mă gândesc că toți cei care pun problema duhovnicește și fac din spălarea picioarelor un act de cult, îl fac cu o atitudine de cult. Îl fac cu o atitudine de cult. Vi-l imaginați pe Domnul Iisus că atunci când le-a spălat picioarele ucenicilor, râdea, zâmbea, făcea glume, vorbea despre unde merg mâine? Așa vi-l imaginați pe Domnul Iisus? Da, de unde? Orice act de cult
nu trebuie făcut doar cu trupul, el trebuie făcut cu inima. El trebuie făcut cu tot sufletul, într-o dedicare solemnă față de Domnul. Să trăiești momentul ăla, că dacă nu-l trăiești, atunci cât de valoros e ceea ce faci? Aduceți-vă aminte unde au ajuns bisericile istorice. Aduceți-vă aminte unde au ajuns. La ce le folosesc gesturile dacă nu sunt însoțite de inimă, de suflet? Cât de departe e biserica evanghelică de asta? Fiecare dintre noi știm. Actele de cult au valoare atunci când sunt făcute după voia lui Dumnezeu, atunci când sunt făcute în condițiile pe care Dumnezeu le-a spus în cuvântul său și atunci când sunt făcute în contextul credinței și pocăinței. Altfel, n-au nicio valoare. În seara aceasta, ca unii care am discutat despre aceste lucruri, probabil unele dintre ele v-au pus pe gânduri, poate în anumite privințe aveți un alt punct de vedere. Sugestia mea respectoasă este, dragi frați și surori, dacă sunteți în această situație, luați cartea, mergeți acasă și mai cercetați și Duhul Sfânt cu siguranță luminează pe căutătorul pocăit și sincer. Însă înainte de asta să încheiem serviciul divin cu rugăciune și vă invit, ca pe unii care stați în biserică duminică de duminică și faceți mult efort, să veniți la adunare, să încercați să vă apropiați de Domnul. Stați înaintea Domnului și cu învățăturile acestea pe care le-ați ascultat în această seară și întrebați-vă, fac ele parte din convingerile dumneavoastră personale? Sunteți niște oameni care luați în serios actele de cult? Dați inima dumneavoastră Domnului în timp ce le practicați? Le tratați cu seriozitate și cu atitudine duhovnicească? Sunteți și pentru alții o voce când vedeți anumite nereguli și cu, așa, cu blândețe și cu înțelepciune? Încercați să comunicați, să dați următorul mesaj: nu-i bine ce faci și eu nu mă unesc cu tine în treaba asta. Sau trebuie neapărat să vină unul dintre păstori și să spună că aia nu-i voie, de parcă nimeni nu mai știe cum trebuie și cum nu trebuie în biserica aceasta. Scumpii mei, haideți să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm, pentru că întâlnirile noastre de sărbătoare, din fiecare zi când ne întâlnim, trebuie să fie niște întâlniri care îl onorează pe Dumnezeu. Și sigur, începând cu frații care au slujbă, dar toți ceilalți, putem să aducem un plus, un lucru pozitiv la înfăptuirea acestor lucruri, încât Dumnezeu să se bucure. Și când ajungem acasă și ne punem capul pe perină, să ne punem capul pe pernă cu convingerea că am făcut tot ce am putut în cinstea Domnului. Și dacă El vine la noapte, plecăm liniștiți acasă că am făcut tot ce am putut mai bine și tot ce am putut mai mult pentru El. Mă gândesc că așa ar trebui să încheiem serviciul divin în această seară și vă rog în numele Domnului să vă ridicați și împreună să ne rugăm. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.